Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie! Astăzi vom discuta despre munții Banatului. Aceștia se întind între Valea Dunării, Culoarul Timiș-Cerna și dealurile Banatului. Cuprins sunt munții Dognecei, munții Aninei, munții Semenicului, munții Locvei și munții Almăjului. culmile lor descresc ca niște trepte spre vest. Înălțimile sunt cuprinse între 400 și 1400 de metri, cele mai mari altitudini le au munții Semenicului, 1446 de metri altitudine maximă, și munții Almăjului, 1224 de metri altitudine maximă. Depresiunea Almăjului sau Bozovici se află între culmile munților Semenic și Almăjului în timp ce depresiunea Caraș-Iezeriș desparte munții Dognecei de munții Aninei și Semenic. Știați că în satul Eftimie Murgu, din comuna cu același nume, în depresiunea Almăjului sau Bozovici, se află un ansamblu alcătuit din 22 de mori de apă cu ciutură, unele dintre acestea fiind încă funcționale. Sunt utilizate de către localnici pentru a produce făină din porumb sau mălari. Între munții Banatului, locveșii Almăjului și Carpații, aflați pe teritoriul Serbiei, apele Dunării și-au croit drum din naștere celui mai lung defileu din Europa, cu o lungime de 144 de kilometri, între localitățile Bazia și Guravăi. În munții Banatului întâlnim forme de relief karstic, de suprafață, chei și de filee, dar și de subsol, peșteri. În această diviziune a Carpaților se află o gamă variată de resurse naturale. Cărbuni cu ilă și antracit, minereu de fier, pirite cu prifere, minereuri complexe, granite, lemn din pădurile de rășinoase și fag, Pietri și nisip extras din albile râurilor, ape curgătoare valorificate hidroenergetic, pășuni și fânețe. Inaugurat în 1771, combinatul siderurgiei de la Reșița avea peste 10.000 de angajați în 1989, dar și-a restrâns foarte mult activitatea după căderea regimului comunist. Mina de la Anina, închisă în anul 2006 după explozie în care și-au pierdut viața șapte mineri, este cea mai veche mină de cărbune de pe actualul teritoriu al României și cea mai adâncă din sud-estul Europei. De aici se extragea huilă. Potențialul turistic al acestei zone este unul uriaș, datorită numeroaselor obiective turistice naturale și antropice. vă propun acum, dragilor, rezolvarea unei sarcini de lucru. Folosind o hartă, un atlas sau manualul, identificați trei ape curgătoare care mărginesc sau traversează munții Banatului, trei localități urbane din această diviziune a Carpaților Occidental și cinci obiective turistice din această zonă. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru vizionare și atenție. Nu uitați să vă abonați la canalele de YouTube Educred Gimnaziu și Lecții Geografie Geographic Classes pentru a descoperi cele mai frumoase resurse educaționale deschise. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!